basme în limba română. Harpistul blestemat. Bine ați venit în inima lui Mandala. Un amestec de imagini și sunete vibrante, o adevărată simfonie pentru simțuri. Piața vibrează de viață. Vânzători, vânzători ambulanți, argintari la lucru. Sub un copac banian uriaș, Tiha cântă la harpă. Degetele sale dansau pe corzi, țesând o melodie care își croia drum prin mulțime agitată. Muzica aceea era ca aurul lichid, fiule. Vă mulțumim foarte mult! Cine cântă muzica asta? Este cel mai frumos sunet auzit în ultimii ani! Domnule, acesta este Tiha, băiatul orfan care cântă la harpă lângă copacul banian. Se spune că muzica lui poate fermeca până și cel mai morocănos suflet. Pot să vă ajut, domnule? Nu v-am mai văzut aici? Nu m-ai ajutat încă, tinere? Dar muzica ta are un suflet care m-a mișcat profund! Vă mulțumesc! Am învățat de la bunicul meu să se odihnească în pace. O familie de muzicieni! Înțeleg, tu trebuie să fii copilul risipitor! Dar unde este familia ta acum? Nu am nicio familie, trăiesc singur. Bătrânului îi era milă de acest tânăr. Îmi pare teribil de rău să aud asta, fiule. Este foarte bine, domnule. Vrei totuși să vii cu mine? S-ar putea să am ceva de oferit unui muzician talentat ca tine. Ce vreți să spuneți? Să spunem doar că muzica ta merită o scenă mai grandioasă decât un copac vechi. Bătrânul a deschis calea. Unde merge, maestre Ang? Să cunoști pe cineva care te ajută să-ți duci muzica la următorul nivel? Maestre Shui, v-am adus pe cineva special! Deci, acesta este băiatul cu limbă de argint pe harpă? Nu aș spune asta, domnule! Nu fi timid, băiete! Maestrul este cel mai bun muzician din toată Mandala! El te poate face faimos! Nu fi atât de sigură, Ong! Nu toată lumea poate face față! Cântă ceva pentru mine, băiete! El are potențial! Dar talentul sigur nu este suficient. Este nevoie de disciplină, dedicație și încrederea de a cânta în fața unei mulțimi. Sunt dispus să muncesc din greu, maestre Shui. Nu vă voi dezamăgi. Interesant. Există o scânteie acolo, dar vom afla. Știam că veți vedea, maestre. Bun. Reveniți mâine. Mulțumesc, maestre Ang. Aceasta este o mare oportunitate. Nu mulțumi încă, tinere! Shui este un mentor exigent! Pot să o iau? Sunt gata să învăț tot ce pot! Am auzit că primești o pauză mare de la veteranul însuși! Norocul tău! Scuză-mă, tinere! Ce anume ai spus? Oh, nu! Tocmai îl felicitam pentru marea sa șansă! Nu-ți face griji, nu o să-ți port pică chiar dacă nu o să reușești. Cine sunteți? Asta a fost nepoliticos, tinere. Ar trebui să arăți puțin respect față de oamenii bătrâni. Nu contează. Haideți, băieți, să mergem să ne antrenăm cu adevărat. Cine a fost acela? Sună exact ca Donnie, fiul lui Shui. Un muzician talentat, dar prost orientat.
Visează să devină maestru, dar tatăl său îl presează prea tare. Asta i-a stricat dragostea pentru muzică. Pare arogant. Nu îl lăsa să ajungă la tine. Concentrează-te asupra harpei și lasă pasiunea să te ghideze. În următoarele câteva zile, Tiha nu numai că s-a descurcat, dar a devenit și o celebritate locală. Oamenii se înghesuiau să-l vadă cântând, îl aplaudau entuziasmați și erau captivați de talentul său muzical. Cum ar putea să mă întreacă? Un simplu băiat, furându-mi lumina reflectoarelor care ar trebui să fie a mea. Poate că există o altă cale, o melodie mai întunecată de interpretat. Mistuit de gelozie, Shuei a pătruns în magia interzisă, căutând o modalitate de a-l păta pe Tiha. Între timp, Tiha începea să se agite pentru a se bucura de noua sa glorie. Maestre Tiha, muzica ta este un dar din ceruri! Mulțumesc, dragă doamnă! Maestrul Ang avea dreptate. Faima poate fi o sabie cu două tăișuri. Shu, zboară de aici! Ceva nu e în regulă. Ah, Tiha! Gata? Emoționat? Puțin, maestre Ang. Aceasta e o noapte importantă. Maestrul Shuei a fost destul de distant. Fiule, ține minte, muzica vine din inimă. Maestrul Shuei își va reveni. Mulțumesc, maestre Ang. Am doar un sentiment săcăitor. Lasă-mă doar un minut. Sigur, toate cele bune în seara asta, fiule. Spirite ale invidiei, ascultați-mi rugăciunea. Frumusețea și faima lui Tiha să vă fie luate. Lăsați-i pielea să devină cenușie, degetele să-i putrezească până când o prințesă îl va numi maestro într-o zi. Dar știu că nu vei fi niciodată suficient de bun pentru a fi așa. O rafală de magie neagră a erupt din glob. A traversat orașul și l-a lovit pe Tiha, care a sărit de durere în timp ce își acorda harpa în culise. Ce se întâmplă cu mine? Nu! Te rog, oprește-te! Tiha s-a uitat la mâna lui hidoasă. Frica și rușinea i-au inundat inima. Mistuit de frică și rușine, acesta a fugit de singura viață pe care o cunoștea, căutând refugiu în singurătatea pădurii. Ce am devenit? Rușinat și desfigurat, Tiha a continuat să cânte la harpă, găsind alinare în muzică și în compania creaturilor pădurii. Degetele sale, cândva grațioase, acum strâmbe și desfigurate, cântau o melancolie la harpa sa. Într-o zi, prințesa Ii, o tânără frumoasă și plină de spirit, explora pădurea împreună cu prietenele ei. Voi auziți asta? Este cea mai frumoasă muzică! Se pare că vine de acolo! Să mergem! Să mergem! Tiha s-a oprit din cântat și s-a întors încet. Și-a tras gluga mai jos. Cine sunteți? Eu nu sunt un om important. Muzica asta e magică! Trebuie să mă înveți cum să cânt la harpă. Eu nu pot. Ce ascunzi sub gluga aia? Stai jos, soldat! Acest om are un dar de împărtășit. Îmi pare rău, maestate. Darul meu este blestemat. Prostii! Muzica ta mi-a vorbit la suflet. Asta spune multe despre frumusețea din tine, iar eu tânjesc să învăț și această limbă. Nu contează cum arăți, ceea ce contează este frumusețea pe care o creezi. Mă vei învăța? El a simțit sinceritatea din tonul ei, iar o licărire de speranță s-a aprins în el. Poate, cu o singură condiție. Orice! Vă pot învăța, dar trebuie să rămân ascuns. Cum dorești,
dar Mandala va ști de talentul tău, merit să fii auzit. Mulțumesc, înălțimea voastră! Bun venit, harpist! Eu sunt prințesa I.I. Mulțumesc, prințesă! Este o onoare să fiu aici! Deci, când începem? Dar ce zici acum? Zilele s-au transformat în săptămâni, apoi în luni. Nu uita, prințesă! Lasă muzica să-ți ghideze degetele, nu forța notele. Dar, adică, tiha, încă mi se pare ciudat. Practică și răbdare, înălțimea voastră. Gândiți-vă la melodie ca la o poveste. Spuneți-o cu sentiment. Deși ascuns în spatele unui veșmânt de rușine, inima lui Tiha a început să se vindece, el găsindu-și un nou scop în a învăța pe prințesa nerăbdătoare. Arpegiile se îmbunătățesc, prințesă, dar nu neglijați postura. Forma corectă este crucială pentru a cânta susținut. Corect, corect, fără cocoșare. Prințesă, deși muzica este un ocean, te-am învățat tot ce am putut. Mulțumesc, Tiha! Sfaturile tale au fost neprețuite. Crezi că sunt pregătită? Pregătită? Pentru ce, înălțimea voastră? Tradițional, regele ar fi ales un pretendent pentru I.I. Cu toate acestea, prințesa înarmată cu noile ei aptitudini muzicale a preluat controlul asupra viitorului ei cu o competiție îndrăzneață. Prințesa I.I. din Mandala se va adresa sălii de bal. Bine ați venit, stimați oaspeți și nobili pretendenți! Astăzi vă provoc pe fiecare dintre voi la un concert de harpă. Cel care mă va întrece va câștiga mâna mea în căsătorie. Îți accept provocarea, prințesă! Pregătește-te să fii uimită! Talentul tău muzical este bine cunoscut, dar astăzi îl voi depăși! Foarte bine, domnilor! Prințesa a ascultat cu un zâmbet încrezător, știindu-și propriile abilități. Foarte bine, e rândul meu! Cu fiecare notă perfectă, încrederea în sine a lui I.I. înflorea. Muzica ei, o dovadă a abilității sale perfecționate, a umplut sala, depășind eforturile oricărui pretendent care a concurat. În momentul în care prințesa I.I. termină, marea sală de bal rămâne în tăcere, captivată de muzica ei. O figură cu mantie și glugă a pășit în față. Prințesă, pot avea onoarea? Bineînțeles! Domnule, arătați-ne priceperea dumneavoastră! Ochii prințesei s-au mărit de uimire când a recunoscut stilul și priceperea acestei figuri misterioase. Harpistul meu, ești tu! Prințesă, a fost întotdeauna o onoare să te învăț, dar astăzi am cântat pentru propria mea inimă. Maestro, ai câștigat, maestro, mi-ai câștigat inima și mâna! În timp ce mulțimea izbucnea în aplauze, o lumină aurie a început să emane din harpa pe care o ținea Tiha. Lumina s-a intensificat, învăluindu-l într-o aură strălucitoare. Ce se întâmplă? Prin puterea iubirii și a muzicii, blestemul a fost ridicat, transformându-l pe Tiha înapoi în forma sa adevărată și frumoasă. Mulțimea l-a recunoscut pe harpistul de odinioară, orfanul de lângă copacul banian. Tiha! 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 Tiha, harpistul meu, maestrul meu, ești transformat! Totul datorită ție, prințesă. Mi-ai arătat bunătate într-un moment în care nici măcar nu puteam să mă uit la mine. Bravo! Muzica ta este cu adevărat specială, Tiha! Maestro Tiha! Eu trebuie să-mi cer scuze. Acțiunile tatălui meu au adus atât de multă durere asupra voastră. Te rog, iartă-ne! Donnie, tu nu ești el și eu te iert. Aș fi onorat să te iau sub aripa mea protectoare, ca dublura mea.
Împreună, dragostea și muzica lui Tiha și a prințesei Ii au unit oamenii din Mandala și toți au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.